Uniunea Social Liberală va contesta validarea guvernului ungureanu la Curtea Constituțională pe motivul nerespectării procedurilor de audiere și validarea miniștrilor. Este foarte clar în acest moment că România este condusă de servicii mai mult sau mai puțin secrete, mai mult sau mai puțin românești. Lucru nemai întâlnit într-o țară europeană, civilizată, democratică, așa cum ne pretindem noi, ca un șef de serviciu secret să fie desemnat prim-ministru. Asta arată foarte clar legăturile pe care le are președintele Băsescu și le-a avut dintotdeauna, așa cum spun unii, cu serviciile secrete. În primul rând este o ilegalitate faptul că un lucrător al serviciilor secrete a acces într-o demnitate sau va accede într-o demnitate publică și una dintre cele mai mari, aceea de prim-ministru. E vorba de articolul 26 din legea 51 privind siguranța națională. Uniunea Social Liberală își menține cele două revendicări. Alegerile anticipate și demisia președintelui. Președintele Victor Ponta a participat în prima etapă a desemnării noului guvern, împreună cu liderii de grup parlamentar și cu chestorii. Așa cum ați văzut, chestorii din partea Partidului Social Democrat sunt și acum prezenți în sală pentru a număra numărul de votanți. A participat pentru a transmite un mesaj guvernului care urmează să fie investit. În mare, ideile sunt cele pe care le-a prezentat și domnul președinte. De asemenea, președinte Victor Ponta a prezentat acestui guvern și 15 probleme care trebuiesc rezolvate sau urmărite de acest guvern. Le am în față, dacă vreți, vi le prezint. Și de asemenea a subliniat ideea că în momentul investirii acestui guvern, Uniunea Social Liberală va contesta la Curtea Constituțională modul în care guvernul a fost investit. Eu cred că ceea ce a făcut Băsescu prin numirea celor tineri, cred că scoate în evidență faptul că ori nu are cadre în ograda PDL-ului, ori a avut în continuare să-și bată joc de cei care au protestat în piață, cei care de, așa cum se spune aici, de 3 săptămâni de zile au cerut, printre altele, demisia președintelui, demisia guvernului, alegerea anticipată. Cred că cei nominalizați, cei tineri, nu pot face să șteargă cu buretele, zic eu, umilința la care am fost supuși noi toți, românii, de guvernul care, cu ceva timp urmă, și-a demis. Uniunea Social Liberală consideră că procedurile de investire a guvernului au fost încălcate și că existența noului guvern se află sub stigmatul nerespectării legii.